dar nu e singur șmecher care m-a iubit mult de tot. Înțelegi? Eu n-am avut tangenții cu copilul pian, ca să înțelegeți voi. Eu am avut, Dumnezeu să-l ierte pe pian, am avut tangențe de cu el fresh to fresh. Avea un Mercedes auriu în 2005-2006, când venea la mine pe Ferentar, dacă nu fugea șmecherii decât să dătea jos așa, mâncaia și coaile lui, dacă nu rămâne rege el pentru mine pian, când se dătea jos așa de mașină de Mercedes la auriu, toți traficanții de nu fugea. Dacă vrea taxă de protecție de la mine, îl chemam pe șeful Bucureștiului. Dacă mai cerea funul taxă de protecție de la mine, cât vindeam eu drogul de frica lui pian. Și am intrat aici să spun adevărul și de nu vorbesc adevărul pentru toți. Vă știți că eu nu vă mint și nu sunt bulangiu să bag de la mine, să bag în el. Singurul băiat al lui pian care am vorbit cu el așa, nu știu dacă știți, e singurul băiat al lui pian care nu-i place, și uite, hai să vorbesc puțin și despre băieții ăștia, de la kilometru, băiatul pian este Yemi, Semi, care e cel mai mare băiat al lui pian, fratele lui Grațian și al lui Ciprian și al lui Elvis, este Semi, stă la Chirigiu și nu-i place să intre pe Facebook, nu-i place să se dea șmecher, nu-i place să se dea mare, să se dea cunoscut pe rețele de socializări. E Semi, cel mai mare, ăla mare al lui pian, dar nu e cel mai dulce caracter. Ați înțeles? Nu intră pe Facebook, nu intră pe YouTube-uri, nu intră pe astea, dar e șmecher, îl cunoaște tot Bucureștiul și toată Europa și toate țările. Să trăiască familia! Salut, frate! Ce ai de spus, frățiu meu? Mariane, ce-au răsut. Ce-au răsut. Așa e, Mariane, tot ce spui acolo ai dreptate. Eram la masă când ai vorbit și tot ce spui ai dreptate, 100%, milion la milion. Cați ești pula ta, spun adevăr, nu mint. Afară de fane spuitorul, Dumnezeu să le te, dacă n-am fost pe lângă toți ăștia din garda veche, ăștia bătrâni, și de n-am mâncat cu ei la masă și am stat cu... Vreți să vă dau eu tot, dar vreți să vă spun eu, lumea care știe mă cunoaște din București, că nu vreau să mă cer cu voi, n-am chef de înjurături. Dar noi suntem din țară, Mariane, și tot îi cunoaștem, că noi suntem țigani și le știm între noi. Da. Acum, dacă voi vedeți că eu vorbesc de șmecher frumos, uite, Remus, l-am băgat pe Remus Cocalaru să vorbesc frumos și am spus adevărul. Ce vă deranjează că am zis de Remus Cocalaru că când dătea cu pumnul la pușcărie își lua lumea somn, murea lumea? V-am demonstrat, v-am zis și de băieții lui pian. Ce vreți să mai zic? V-am zis că Yemi, cel mai mare băiat al lui pian care stă la Chirigiu, nu iese pe Facebook. Pe nu Yemi, nu Yemi. Mă, nu Yemi, că a murit Yemi. Semi. Dacă îl cunoaște Semi, de nu e familia mea și de n-am fost la el în casă, de nu e fratele meu, cu Semi și cu pian am ținut și eu legătura când eram pe București. Dar nu mă afirm eu să vorbesc. Eu am vorbit de frumos și de băieții ăștia și am spus adevărul și văd că de nu vorbiți numai aiurea pânceat pe aici. Am dreptate, băi, țigane, să-ți el vise să trăiască. Hai, trăiască copiii tăi, hai. Păi tu vorbești de legende, vorbești când ăștia erau șmecheri, ăștia nici nu erau până metrouri sau până tramvai, nici nu știu cum să mă pronunț. Eu am zis, bă, garda veche, toată garda veche era, aveam, băi, nu pot să vă arăt eu, nu mai am eu Facebook-ul ăla vechi, să vă arăt eu așa niște poze cu 40 din București. Cu 40 din București, nu mai am Facebook-ul ăla și nu știu să mai intru, că când am căzut la pușcărie, pula mea, mi-am uitat telefonul la pușcărie. Trăiască copiii tăi, câți ani ai? 44 de ani fac în august, acum am mâncat să-i spun. Trăiască copiii tăi, sunt mai mare cu 2 ani ca tine. Cum? Cu 2 ani sunt mai mare ca tine, am 46. Tot ce iubești și copii și tot ce iubești. Tot ce iubești. În 93, tăicuțul meu devenea legenda Buzăului. În perioada aia a fost cunoscut în toată România. Aha. Tata a fost șmecher, deci tata îl cunoaște de la Cristofor, istronom și așa mai departe, Seai Garda Veche, rom, țigăneac, pe pian îl știe, fratele meu Berlean a stat cu pian la pușcărie, făcea pușcărie pe 96, 97, 98, 2000 și 2001 s-a ridicat la fratele meu. Dacă vreau să mă laud, dacă n-am fost la toate judecățile lui Cristofor, da. Dacă n-am fost la seif în curte,
Dacă n-am fost la Seif în curte, dacă n-am fost la Mul și X, Y, Y și alea și nu vreau să mă lau la toate judecățile de nu mă chema cineva care era cu mătru meu și mă chema, vină cu metricoa și mă duceam cu ei peste tot, băgam 7 mașini și ne duceam la judecăți, dar nu mă cales pe aici. Păi mine m-a văzut pe aici, muncește la portocale, muncitor, m-am lăsat de astea, bă, că mi-e frică, bă, am făcut 9 ani de pușcărie, bă, mâncava și pula voastră. Și m-a lăsat eu că mai bine sunt amărât și așa stau mai bine. Dar pe unde am umblat eu? Cu ce șmecheri am umblat eu, voi dați umblat în viața vieții voastre. Și sunteți invidioși că îmi cunoaște toți șmecherii și s-a interesat șmecherii și până Spania. Dar n-a dat telefoane pe la București de mine și de nu mă iubește toți șmecherii din oraș de aici. Toată Spania de nu mi-a zis, din toate orașele, suntem lângă tine, sună-ne cu orice vei și cine sare la tine la bătaie dacă nu-i mutăm din oraș. Dacă dau telefon la Castelion, am prieteni, dacă dau telefon în Valencia, am prieteni, dacă dau telefon în Barcelona, am prieteni, dacă n-am primit telefoane din toate orașele astea de Spania și de nu mi-a zis nebunul nostru. Tu și dacă ne înjuri pe noi că noi suntem șmecheri, noi n-avem dușmănie pe tine, ce? Că știm că faci asta de nebun ce ești, de nu m-am întâlnit cu toți șmecheri, că am înjurat și numai tot palmă. Frățiorul meu, el vise, da. Dacă frunul a avut dușmănie pe mine, care i-am înjurat în Spania asta și de nu m-a sunat și mi-a zis, lasă-ne în pace, nu mai fac aia, văz TikTok-urile tale, dar te iubim că ești nebunul nostru. Le, toți mă iubește și mă simpatizează, ce vreți mă să vă dau, mă? Muriți de oftică că nu mă bate șmecherii. Ce vreți să mă fac, mă? Ce vreți, mă, să mai vă dau? Vă trăiască copiii tăi. Eu pe... Salut, salut. Care l-ai în poză aici, cum îi spune, că nu știu... Am bă, viața, mă. Pe asta de-aia și l-am băgat, am vorbit de Remus Cocalaru. A fost Așun. Eu nu-l cunosc pe Remus personal, dar am făcut și eu pușcărie, am făcut pușcărie de 95 am făcut. El vise când dătea cu pumnul, dacă nu cădea jos, de nu-l iesa morți, Remus ăsta. Asta vreau să zic, că eu nu l-am cunoscut personal, dar m-am avut și eu, frații mei, lumea mea, care a mai făcut pușcărie și alții l-au cunoscut personal. Da, într-adevăr, a fost șmecher omul la pușcărie. Și este și va rămâne. Da, regele pușcăriei. Unde ești? Ce țară? Eu stau acasă în țară, în România acum. Eu sunt în Spania viața mea, sunt de 6 ani. Știu, că te urmăresc de mult timp pe tine. Dacă n-am fost plecat aseară, ieri, adică cu un băiețaș mecher, m-a luat cu mine, m-a sunat, haide-mă cu mine. Dacă nu mi-a zis, haide cu mine să te plimb. Și m-a dus tocmai pe la plajă, ne-am plimbat, am avut niște treabă pe acolo. Și s-a întâlnit cu vreo 7-8 șmecheri, care eu nu-i cunoșteam pe ăștia, din Valencia, a venit acolo. Ce s-a dat jos ăștia din două BMW-uri negre, și a început să râdă dacă i-am văzut pe șmecherii ăștia în viața vieții mele. Și dacă nu l-a văzut pe ăsta al meu, cu fratele ăsta al meu, care am fost eu ieri cu el, dar m-a luat nebunul cu el, am mâncat cu el, m-a dus la restaurant, alea. Și de nu e șmecher în Spania, de nu conduce Spania și el, fratele meu, familia noastră. Și dacă nu, când m-a văzut șmecherii, s-a dat jos, când am văzut mâncați și BMW-uri a venit, nu cumva ăsta m-a adus să mă bată ăștia. Să facă vreo cheie, vreo manevră. Nu scutarul viața mea, că scutarul nu e aici, e România. Altcineva. Scutarul nu este aici, în România scutarul viața mea. Bă, vere, când m-a văzut șmecherii, s-a dat jos din BMW-uri, decât așa i-a zis. Bă, cu cine umbli? Cu Marian șmecherul? Bă, eu nici nu-i cunosc pe țigare ăștia și ei m-a cunoscut, mâncava și pula voastră. Bă, m-a luat în brațe tot, bă, vină cu amă nebunul nostru, bă, pupa. Când am văzut ce mașină a venit, el a zis, mamă, cine ăștia mâncați așa, acum să vezi ce o iau, mă arunc ăștia pe plajă aici de mă mănâncă. Rechinii, îmi leagă și o fâne de jos și o fâne de gâș și un pietroi de la mare. Dă unde, bă, băieți, dă nota 10. Bine, că era prietenii lui tovarășul ăsta al meu. Și și-a zis, bă, ești numărul 1, regele, îmi place de tine pe TikTok. Tu și dacă înjuri lumea, nu înjuri cu dușmănie. N-are cum să aibă șmecherii dușmănie pe tine, înțelegi? Acum știu că mulți mă invidiază mâncava și pula voastră. Dar dacă voi sunteți invidioși, mă îmbrăligați la șmecheri. Bă, dacă mi-a zis șmecherii, vezi că m-a sunat lumea că ești aici la masă, la terasă. A sunat, vezi că ești la masă și mi-a zis, m-a sunat șmecherii și mi-a zis, Marine, ești la masă, la terasa cu toare? Da. Zice, uite, m-a sunat X, Y, că ești acolo. Păi cum vreodată să dăm noi în tine, mă? Niciodată. Și e șmecher oamenii pentru mine, mâncați și ăștia care sunt Elvis. Da. Șmecheri spanii. Și de nu mi-a zis, niciodată n-avem cum să dăm noi în tine. Și ce probleme ai? Sună-ne! Ce vreți, mă, să mai vă fac? Ce vreți, mă, să vă spun? Mariane! Da, viața mea. Știi a cui unchi sunt eu? E? Unchiul lui Alberto. Ăsta, Abi, Alberto, nu știu dacă știi tu, Abi talent.
Abitalent. Le știi? Înțelegi? Abi, mă, Abitalent. Nu știi, nu-l știi pe Abitalent, care cântă cu ăștia. Da, cu mă, da, știu, știu, știu. Ei, eu sunt unchiusu, fraxul da. E fratii meu. Băi, fraților, asta este, înțelegi? Știu că nu mă calezi mulți. Știu că aveți dușmănie. Remus este legenda pușcărilor. Va rămâne șeful pușcărilor. Știți că la mulți Remus Cocalaru va da somn. Acum, dacă aveți dușmănie pe el, să-l mâncați pe ăsta. Pe ăsta. Care aveți dușmănie pe Remus Cocalaru și pe Cocalari, să-l mâncați pe ăsta cu... Nu mai vă zic, dar vreau să zic că așa, ca să nu fiți hackerii lui Remus aici, să mă înjurați. Eu am spus adevărul de țiganul ăsta, l-am băgat pe Remus aici să spun adevărul, va rămâne mai Tyson pentru mine. Care aveți dușmănie pe Remus, să-l mâncați pe ăsta. Păi și dacă ăsta, cum îi spune, dacă n-avea dușmani. Salut, salut, cu ce vă iubesc. Nu știi că toți șmecheri au dușmani? Că dacă n-ai dușman, nu ești șmecher, nu ești băgat în seamă. Eu sunt șmecher de câmp. Începe sezonul la muncă și mai mă dau și eu șmecher pe TikTok pe aici, că începe culesul la fructe. Uite, mai stau pe aici. Băieți ăștia... Da, vorbeați de ăsta, de Remus Cocalaru, că nu prea a stat niciun șmecher în pumnul lui, că le-a dat somn la toți. Care a intrat în pumnul lui, nu? Excludem. E un băiețaș respectuos, pentru noi ne-a respectat. Băiețaș. Adevărat, adevărat. Păi intrase unul aici să îmbârlige un sclav de aici și că de alea și alea. Și am zis niciodată, frate, nu s-a bătut Remus cu ăștia lui Dudieni și s-a respectat cu băieții. Nu, frate, chiar era prietenul lui tata, lui Sergiu, da, toți ăștia. Nu da, e. Și intrase să îmbârlige și le-am tăiat basul. Aia, pe TikTok, noi nu facem TikTok, Mariane. Tu mai glumești cu mai alea, dar știi? Da. Ce, ei pune botul mus la vrăjeală și la... Da, dar nu mai pui botul în viața mea, n-am cum să pui eu nici... Nu am cum să îmbârlig eu și să alea, că eu știu și de Duduieni, știu și de Cocalar, știu de toată lumea tot și nu îmbârlig, eu nu pui, nu îmbârlig eu lumea. Dacă stai să te gândești acum, la ora actuală, toată Rahova și Jilava e plină de noi. Da, adevărat, bine ai zis, bravo. Da, noi ne vedem de treburile noastre, respectăm pe toată lumea.